Imaginile postate de canalul de YouTube MND arată că lucrările la drumul expres Craiova Pitești avansează rapid pe tronsonul ce traversează județul Olt. Potrivit oficialilor, noul pod de peste râul Olt este realizat în procent de 90% și va fi gata în scurt timp. Situat în apropierea podului de cale ferată, acesta va deveni cel de-al doilea pod ca lungime din țară. El face parte din șoseaua ocolitoare a municipiului Slatina, care ar urma să fie finalizată până la finele acestui an, potrivit angajamentului luat de firma care execută lucrările. Șoseaua ocolitoare a Slatin este partea drumului expres Craiova-Pitești, o investiție care se întinde pe 121 de kilometri de drum cu câte două benzi pe sens, finanțată cu peste 5 miliarde de lei din fonduri europene. Investiția reprezintă cea mai amplă și complexă lucrare de infrastructură din sudul țării, derulată după Revoluție. Aceasta cuprinde 10 intersecții rutiere, 75 de poduri și pasaje, 25 de intersecții, 15 poduri, pasaje la noduri rutiere, drumuri de legătură, dar și aproape 9 km de drumuri de legătură. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea fluxului de trafic pe DN65 și reducerea numărului de accidente prin crearea unui sistem de transport rutier mai sigur.